Dragii mei frați și surori, aș vrea să spunem ca încă o dată să fie binecuvântat Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul. Amin. Frați și surori, după ce am stat înaintea Domnului într-un ceas de rugăciune, după ce ne-am înălțat glasurile spre El ca laudă și închinare prin cântările noastre, cred că se cuvine și este bine să ne pregătim ogorul inimii și cred că este o poziție și o atitudine corectă să spunem, vorbește Doamne, că robii Tăi ascult. N-aș vrea să vă uitați la mine sau la neputințele mele. Aș vrea să cereți de la Dumnezeu dimineața aceasta pe El să ne vorbească, atât mie cât și dumneavoastră, și aceste cuvinte care se vor spune dimineața aceasta să fie spre pocăința noastră și spre apropierea noastră de Dumnezeu. Fanfara, în ultima cântare care a cântat-o aici, în acest timp, spunea, printre altele, cântarea "Mai este loc la nunta ta". Și noi, de multe ori, cântăm această cântare și dacă aș pune o întrebare în dimineața aceasta, dacă este cineva aici care vrea să participe la această nuntă despre care ne spune Scriptura, cred că fiecare dintre noi am spune, cum a spus odată un om al lui Dumnezeu, nu numai eu, eu și toată casa mea. Cred că ne-am grăbit să spunem aceste cuvinte. Dar mai mult de atât, să nu numai spun, să nu spunem numai aceste cuvinte. Să căutăm să ne silim cât atârnă de noi și cât ne stă în dreptul nostru ca să nu lipsim de la cea nuntă. Și mă rog lui Dumnezeu ca toată adunarea de aici, toate familii, toți copiii noștri, noi de aici și cei de departe, să nu lipsim niciunul de la nunta Mielului. Lăudat să fie numele Domnului. Amin. Aș vrea, frați și surori, să ne pregătim inimile și în dimineața aceasta aș vrea să vorbim de un cuvânt din Sfânta Scriptură, din Vechiul Testament, și dacă ar fi să îmi intitulez cuvântarea mea în dimineața aceasta, parcă m-aș înclina spre un titlu care îl aș da în felul următor: rugăciunea pocăinței din țara robiei. S-a citit aici și fratele Iosif a citit despre această rugăciune care un om al lui Dumnezeu, un om mare al lui Dumnezeu, a adus-o înaintea lui Dumnezeu. Poate nu greșesc dacă spun, în niște momente, poate de disperare sufletească, și-a ridicat glasul spre Dumnezeu, dar nu dintr-un loc din care El ar fi vrută ca să-L ridice. A ridicat glasul spre Dumnezeu dintr-o țară robiei. Și gătuiți-mă să fac o mică paranteză aici. Se întâmplă de adesea ori, se întâmplă poate și în viața noastră. Suntem aici cu bine și suntem cu familiile noastre, cu copiile copiii noștri. Și poate de multe ori nu știm să prețuim aceste clipe de har și de binecuvântare, ca să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, din casa lui Dumnezeu și din templul lui cel sfânt.
Să știți că sunt oameni, sunt semeni de-ai noștri și frați de-ai noștri, care poate n-au acest har să ridice glasul spre Dumnezeu printr-o casă de rugăciune. Poate sunt undeva pe un pat de spital, poate alții sunt undeva într-o închisoare pentru numele Domnului. Și aș vrea să vă spun, în concluzie, și ceea ce vom vedea astăzi cu ajutorul lui Dumnezeu, este un har să poți să-ți ridici glasul spre Dumnezeu din templul lui. Este un har. Înainte ca să vorbesc de acest har și de această binecuvântare, aș vrea să-mi îngăduiți o scurtă introducere despre oare cum s-a ajuns aici? Oare cum s-a ajuns să-ți ridici glasul? Tu, popor al lui Dumnezeu, ales de Dumnezeu și adus din altă țară a robiei și să ajungi din nou în țara robiei și de acolo poate zdrunci dar și dacă ajungi să-ți ridici glasul spre Dumnezeu, să-ți aduci aminte acolo despre Dumnezeul tău. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre această situație. Oare cum s-a ajuns aici? Care un popor ales de Dumnezeu, care a stat 400 de ani în robia egipteană și Dumnezeu l-a scos de acolo, așa cum știm, cu mână tare și puternică și a făcut minuni, minuni pentru el. Și l-a dus într-o țară și a promis o țară binecuvântată unde curge lapte și miere. Și oare cum se face că acest popor din nou a ajuns rob? Dați-mi voie, frați și surori, și îngăduiți-mi acest gând. Dacă în țara Egiptului ei au fost robi, aș vrea să vă spun că robia din țara Egiptului cu robia din țara Babilonului a fost foarte diferită. Am cercetat puțin diferența dintre aceste două robii. Au fost foarte diferite. La un moment dat, când erau în pustie și se învârteau în cerc, poporul Israel scos din țara Egiptului s-a plâns și ar fi vrut unii dintre ei să se întoarcă înapoi în Egipt. Măcar că era o robie fizică care sfărâma fizic. Și împăratul Egiptului și faraonul lucra cu ei fără ca să-i plătească. Și totuși ei, la un moment dat, spune că și-au adus aminte de castraveță din Egipt și de bunăstarea aceea de acolo. Și parcă ar fi vrută să se întoarcă înapoi. Dar n-am găsit nicăieri că le-ar fi fost dor de închinarea înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeului adevărat, în țara Egiptului. N-am găsit nicăieri. Aș vrea să vă spun că în robia aceasta egipteană, babiloniană, în care a durat 70 de ani, robia aceasta a constat mai mult într-o depărtare de Dumnezeu spiritual. Și aceasta aș vrea să vă aduc de pe paginile Sfintelor Scripturi dovezi. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește și ne spune prin proroci că Dumnezeu i-a avertizat și le-a spus că dacă nu rămân credincioși lui Dumnezeu și legământului care l-a încheiat cu Moise și legile care nu le păstrează și nu le respectă și trăiesc legile care le-au primit, Dumnezeu îi va duce într-o robie. Putem să citim în cartea prorocului Ieremia, în capitolul 25, putem să citim foarte clar, sunt mai multe dovezi, dar am zis că e destul doar din fiecare câte una. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici, în capitolul 25, cu versetul 10. Voi face să înceteze între ei, adică între poporul lui Israel, strigătele de bucurie
și strigătele de veselie, cântecele mirelui și cântecele miresei, huruitul morii și lumina lămpii. Apoi spune în versetul 11, toată țara aceasta va fi o paragină. Să luăm aminte la cuvântul lui Dumnezeu. Să luăm aminte pentru că Dumnezeu, ceea ce promite, aș vrea să vă spun și noi știm lucrul acesta, are putere să împlinească indiferent de dorința omului sau de pretenția omului. Dumnezeu, ceea ce promite, are toată puterea în cerul și pe pământ ca să împlinească. Măcar că îi pare rău, măcar că îi pare rău lui Dumnezeu, atunci când face promisiuni de genul acesta. Când Dumnezeu anunță o nenorocire asupra unei țări, sau asupra unei biserici, sau asupra unui ținut, sau asupra unei familii, sau asupra unui individ, să știți că Dumnezeu nenorocirea nu anunță niciodată cu bucurie. Niciodată. Anunță cu părere de rău. Dar sunt măsuri pe care Dumnezeu trebuie să le ia. Pentru pocăința noastră. Și atunci a fost pentru pocăința lor. Au fost niște măsuri care Dumnezeu a trebuit să le ia pentru că ei n-au prețuit harul lui Dumnezeu și binecuvântările care Dumnezeu le-a pregătit pentru ei în țara promisă, unde curgea lapte și miere. N-au prețuit. Și atunci Dumnezeu a promis și le-a spus: o să vă rămână țara în paragină. O să plângeți pentru zidurile Ierusalimului și pentru templul Ierusalimului. O să vă ardă inima voi de dor după ele. Dar toate acestea, Dumnezeu nu le-a spus cu bucurie. Le-a spus cu tristețe. Așa cum spunea în vremurile noastre. De multe ori auzim vești și vești triste. Pentru că de multe ori oamenii îl provoacă pe Dumnezeu la măsuri extreme. Încă în versetul acesta 11 din Ieremia 25 spune: și toată țara aceasta va fi o paragină, un pustiu, și neamurile acestea vor fi supuse împăratului Babilonului timp de 70 de ani. Aceasta a fost vremea și aceasta a fost perioada care Dumnezeu, prin prorocii lui, i-a vestit-o lui Israel. Timp de 200 de ani, spune istoria, că Dumnezeu le-a vorbit prin proroci și a avertizat pe Israel și le-a spus: întoarceți-vă de la cărările voastre. Și întoarceți-vă de la umblările voastre. Și croiți cărări drepte cu picioarele voastre. Și n-au ascultat. N-au ascultat. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune și vorbește în textul care s-a citit astăzi că aici, în țara robiei unde erau, și să nu-mi uit gândul care am spus că robia aceasta a fost o robie mai mult spirituală. Pentru că atunci când au fost în țara Egiptului, oamenii aceia și generațiile care stau 400 de ani acolo, nu l-au mai cunoscut pe Dumnezeu. Când nu-l cunoști pe cineva, nici dorul nu îl duci. Nu? Poți să duci dorul cuiva pe care nu-l cunoști? Atunci când Moise, când Dumnezeu a vorbit cu Moise pe munte și i-a spus Moise lui Dumnezeu: și ce am să le spun? Cine ești? Din partea cui vin eu? Din partea cui vin eu? Oamenii aceia din Egipt, poporul acela, prea puțin aveau dorul de Dumnezeu. Dar în robia aceasta babiloniană, aș vrea să vă spun, mulțumesc, frate Dan, aș vrea să vă spun că sufereau spiritual și îi durea inima pentru locașurile lui Dumnezeu. Haideți să citim din cuvântul lui Dumnezeu, haideți să citim din Psalm 137, începând cu versetul 1. Aici autorul acestui psalm vorbește așa de clar suferința care era în țara Egiptului, în țara Babilonului.
Și spune aici așa. Pe malurile râului Babilonului stăteam jos și plângeam. Când ne aduceam aminte de Sion. În robia aceasta a Babilonului aș vrea să vă spun ceva. Oamenii aceștia și poporul lui Israel își mâncau pâinea întristării. Își mâncau pâinea întristării. Nu din punct de vedere fizic. Pentru că spune despre ei istoria că Imperiul Babilonian i-a lăsat să trăiască pe fiecare popor pe care i-a strămutat în comunitățile lui. Și trăiau poate așa cum trăim noi români aici, în comunitatea noastră. Dar știți ce i-ardea pe ei mult? Găsim același răspuns în același psalm. Spune ei aici, în sărcile din ținuturile acelea, în copaci aceia care erau pe marginea apelor, spune, ne atârnaseră în harfele, căci acolo biruitorii noștri ne cereau cântări. Să băgăm de seamă ce spune mai departe. Și asupritorii noștri ne cereau bucurii, zicând, cântați-ne câteva din cântările Sionului. Le cereau bucurii. Le cereau bucurii sufletești, mă gândesc. Și ei spune mai departe autorul acestui psalm, cum să cântăm noi cântările Sionului sau cântările lui Dumnezeu pe un pământ străin? Oare nu duceau ei lipsa aici de templul lui Dumnezeu? Și spune mai departe omul acesta, autorul psalmului, dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea de stoinicia ei, să mi se lipească limba de ceruguri, spunea el, dacă nu voi face eu din tine culma bucuriei mele, lăuda să fie numele Domnului. Frați și surori, robia babiloniană era robie mai mult spirituală. Era oameni care înainte, unii dintre ei, s-au închinat lui Dumnezeu, au trăit bucuria să-L cunoască pe Dumnezeu și bucuriile Sionului. Și acum nu mai puteau să le trăiască. Și era dor de curțile lui Dumnezeu. Le era dor de templu din Ierusalim, care acum era dărâmat. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că templul acesta în Ierusalim, templul acesta, era centrul spiritual al lui Israel. Și îl găsim și în Evanghelie. Când Domnul Iisus Hristos întâlnește acea femeie samariteană la fântână, ea îi spune niște cuvinte Domnului Iisus și îi spune așa, voi spuneți că închinarea trebuie să fie la Ierusalim. Și așa era. Ierusalimul era centrul spiritual al lui Israel. Ei, această robie i-a despărțit de acest centru spiritual și nu mai voiau să audă ca să rămână în țara în care acum erau. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune, și așa cum s-a citit, să trecem la textul care s-a citit în dimineața aceasta, și ne spune aici despre un om. Un om a cărui nume de multe ori și noi îl agăiem. Și poate i-am pus nume la copiii noștri, poate am auzit de mai multe ori de numele acesta lui Daniel, este familiarizat. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că omul acesta, tânărul acesta, aici poate nu mai era așa de tânăr. Pentru că poate această carte a lui Daniel a fost scrisă prin anul 530-540 înainte de Hristos. Dar Daniel a fost luat din Ierusalim cu mai mulți tineri și adolescenți. Au fost luat din Ierusalim mai precis în anul 605 înainte de Hristos și dus în Babilon. Și acolo cuvântul lui Dumnezeu ne spune și îngăduiți-mă în scurte cuvinte ca să aduc această bibliografie a lui Daniel. Un om deosebit pentru ei atunci, pentru poporul lui Israel din vremea aceea, un om care și-a ridicat glasul spre Dumnezeu din țara robiei, dar nu numai că a ridicat glasul spre Dumnezeu. Avem certitudinea la sfârșitul textului mai jos, care nu s-au citit câteva versete.
că Dumnezeu l-a ascultat, lăudat să fie numele Domnului. Și să spune despre acest Daniel, că cu mai mulți tine, a fost luat de împărat. A fost luat acolo în țara Babilonului și în Babilonia, care era capitală. O țară foarte avansată. Am citit undeva despre această țară și această cetate. Și unde am citit într-un loc spunea că zidurile ei aveau o lungime de vreo 94 de metri lungime. O înălțime de 91 de metri pe o lățime de vreo 24-25 de metri. Era o cetate extraordinară, de bine pusă la punct, din toate punctele de vedere. Economic, financiar, social, administrativ. Ei și Daniel, împreună cu mai mulți tineri, ne spune cuvântul lui Dumnezeu mai la începutul cărții lui Daniel, că a fost ales la curtea împăratului să-i formeze ca și înțelepți sau dregători în țara Babilonului. Aș vrea să vedem despre acest Daniel și mai ales tinerii să fie foarte atenți. Nu știu ce vârstă avea Daniel, dar poate avea, era un fel de adolescent. Îmi spunea cineva că vreo 3 ani de zile împăratul și oamenii împăratului se ocupau de creșterea acestor tineri. Dar ce este interesant de acest om? De aceea am vrut să precizez neapărat, ca să înțelegem omul acesta, de unde a pornit tânărul acesta și unde a ajuns. Pentru că în concepția noastră și în vremurile în care trăim noi, de multe ori se spune și auzim de multe ori spunând, trebuie să spui ca ei și să faci ca ei, pentru că dacă nu, n-a ajuns să te realizezi în viață. Aș vrea să vă spun că Biblia ne spune că nu este adevărat. Biblia ne spune că nu este adevărat. Un tânăr care a plecat din Israel, care o fost luat din Israel fără părinții lui, poate tânăr așa cum se iei, de 15, 16, 17 ani, a avut puterea să spună, eu nu vreau să mă sculc cu mâncările de la masa împăratului. Eu nu vreau să mă sculc cu lucrurile acelea care sunt închinate idolilor. Și îi risca, să nu mai vorbim de slujbă, îi risca capul și viața lui. Și totuși, el a refuzat. Și de aici, din prima etapă, putem să ne dăm seama și găsim în Sfânta Scriptură că Dumnezeu i-a dat biruință și fața lui și a prietenului era mai frumoasă decât a celorlalți. Apoi, cuvântul lui Dumnezeu ne spune de o altă etapă lui Daniel. Știți ce făcea omul acesta? Una dintre calitățile lui. Îl ardea inima de Ierusalim. Îl ardea dorul de cetatea sfântă. Acolo unde atunci când împăratul Solomon a construit templul, s-a coborât slava lui Dumnezeu peste templul acel. Deci nu era un loc numai imaginar. S-a coborât Dumnezeu și a spus, voi locui aici pe vecie. Și Daniel, într-o țară străină, și rob, într-o țară străină, de 3 ori pe zi spune cuvântul lui Dumnezeu că se ducea și deschidea ferestrele care se îndreptau spre Ierusalim. Și de 3 ori pe zi aducea rugăciuni înaintea lui Dumnezeu. Și se închidea și rămânea credincios lui Dumnezeu. Măcar că era într-o țară și într-o cetate plină de idoli. El era credincios lui Dumnezeu, indiferent ce se întâmpla jurul lui. Și atunci când a fost pârât, și atunci când a fost vorbit de rău și invidiat de ceilalți, înțelepți în ghilimele, ca să spune, el niciodată nu s-a dat înapoi. Când a fost să fie aruncat în gaură aleilor, în groapa aleilor, el nu s-a dat înapoi. El n-a refuzat, a spus, eu pentru Dumnezeul meu sunt gata să mă duc și acolo în groapa aleilor. Aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră. A zis el ca și ei? Niciodată. I-a dat Dumnezeu istorie. I-a dat Dumnezeu istorie. Acesta este o mare parte din parcursul lui Daniel. Aș vrea să vedem în seara aceasta, omul acesta ne spune cuvântul lui Dumnezeu, în dimineața aceasta, mă iertați, spune cuvântul lui Dumnezeu că omul acesta era un fel de dregător, de administrator la casa împăratului.
Acum nu mai era așa de tânăr. Să știți că a trecut multă vreme. Și cred că a trecut 10 de ani de când el era acum acolo la curtea împăratului dregător. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune și primul lucru care aș vrea să-l vorbim despre el în dimineața aceasta este interesul care Daniel îl avea pentru poporul lui. Măcar că slujba în care era acolo, poate am fi spusă lui, mă, nu-ți permite slujba în postul în care ești să fii un fel de prim-ministru sau de ministru într-o împărăție din zona aceea cea mai pompoasă și cea mai mare împărăție. Tu să-ți permiți ca să-ți pierzi timpul cu poporul tău care e adus aici și nu e nicio șansă să se întoarcă înapoi. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Daniel avea interes pentru starea și pentru soarta poporului lui din care făcea parte. Acolo la curtea împăratului el nu și-a uitat această identitate. Aș vrea să trag și aici un semnal de alarmă. Și aș vrea să mă înțelegeți, dar în sensul adevărat care vreau să vă spun. Și noi suntem plecați din țara noastră. Să nu căutați să vă pierdeți identitatea, frați și surori. Și să tine să-ți spuneți, o, poporul meu este acolo undeva, nu știu unde. Nu se mai aude de el, nu este important. Nici fața comunității mondiale sau europene. Aș vrea să vă spun ceva. Daniel niciodată nu și-a pierdut identitatea. L-a interesat totdeauna de soarta poporului lui. Și spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Haideți să citim, că cel mai bine atunci când citim din Scriptură. În anul din tâi al domniei lui, vorbește de Dariu. Eu, Daniel, am văzut din cărți că trebuia să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul Ieremia. Mie ce îmi spune aceasta despre Daniel? Interesul lui mare care îl avea, oare ce o să se întâmple cu poporul meu care este în robie? Ce o să se întâmple și oare ce aș putea eu să fac ca să ieșim de aici din robia aceasta? Nădăjduia Daniel că se va întoarce înapoi în țara lui. Nădăjduia. El nu era venit de bunăvoie. L-a adus altcineva. De el nădăjduia că se va întoarce înapoi și se va închina în templul de la Ierusalim. Frați și surori, al doilea lucru care vreau ca să, pentru că timpul se scurge, ca să îl discutăm în seara aceasta, în dimineața aceasta, mă iertați, nu știu care este treaba cu seara, este că Daniel, măcar că era la curtea împăratului, măcar că omul acesta poate prea puține, spuneam la cineva seară, poate prea puține lucruri, în adevăr, aș fi putută să și le reproșeze. Omul acesta, Daniel, se identifică cu greșelile păcatelor și păcatele poporului lui. El nu se sustrage de la aceasta. În rugăciunea lui, care e o înalță lui Dumnezeu, în rugăciunea aceasta, el nu se sustrage de la aceasta. El nu se sustrage. Poate noi am fi spus, măi, acum ei au ajuns, dar eu n-am fost vinovat. Pe mine m-au adus aici de adolescență. Nu? Părinții mei, uite ce au făcut. Au făcut cu tare lucru sau cu tare lucru. Sau n-au ascultat cum spune la ei. Dar eu am fost adus de adolescent, de copil. Aș vrea să citim, să vedeți ce spune Daniel. Spune aici, noi am păcătuit, am săvârșit nelegiuire, am fost răi și îndărătnici. Ne-am abătut de la poruncile și orânduirile tale. Pentru mine, frați și surori, este un lucru de căpătâi să te recunoști și pe tine înaintea lui Dumnezeu. Nu să spun de la avon, îngăduiți-o lucrul acesta, să spun voi, să spun noi, frați și surori. Noi toți trăim prin harul lui Dumnezeu. Faptul că suntem aici este că harul lui Dumnezeu încă o dată la noi față de noi. Și Daniel se identifică cu poporul lui. Să știți că am auzit și am trăit această experiență pe vremea mea. Și parcă și mine s-a revoltat, mi-aduc aminte de o întâmplare odată, pe vremea veche, când era vremea comuniștilor,
Am apucat de a muncit o anumită perioadă în vremea aceea în fabrică. Și eu nu mă prea înțelegeam. Aveam un spirit de revoltă împotriva lor. Și am văzut niște lucruri acolo care noi le știm. Și mi-aduc aminte odată când am blamat și am blamat pe față și am spus, nu eu, părinții noștri i-au adus pește aici. Părinții noștri au adus sistemul ăsta aici. Ei mi-au vândut. Această atitudine am avut-o eu personal. Consideram că eu n-am nimic de-a face cu sistemul acela. Că de fapt, de vină, sunt părinții noștri care mi-au vândut la sistemul acela. Deși nu era un lucru adevărat. Era un tăvărâm care a venit peste tot testul Europei. Ei, Daniel aici ar fi putut să spună, uite că Dumnezeu, datorită purtării mele, m-a ridicat în rangul în care sunt. Ei, eu n-am nicio vină în toată treaba asta. Mă rugam înaintea lui Dumnezeu, dar nu mă includ între ei. Ca un fel de intermediar. Daniel spune nu. Noi, Doamne, spune el. Ar trebui și de două ori spune. Haideți să citim în versetul 7 și versetul 8. De două ori spune Daniel, ar trebui și trebuie nouă, Doamne, să ni se umple fața de rușine, pentru că n-am ascultat de Sfinții Tăi proroci. Frați și surori, aceasta este o atitudine care este plăcută înaintea lui Dumnezeu. Să te identifici și tu ca și un păcătos înaintea lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu și ne vorbește Domnul Iisus Hristos despre doi oameni care s-au dus la tăi. Și era unul care cred că era adevărat ce spunea. Se lovea cu pumnul în piept, poate, și spunea, eu am făcut aia, eu fac aia, eu fac aia. Eu dau zecioară din cutare lucru, din cutare produs și din cutare produs. Oare cum să justifica înaintea lui Dumnezeu, Doamne, eu nu-s ca și vameșul ăsta de lângă mine. Eu nu-s ca și omul ăsta care toată lumea vede că e vameș și un înșelător. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, într-adevăr, Domnul Iisus despre acel vameș, că avea cu totul altă. Avea cu totul altă atitudine. Și omul acela se lovea cu pumnul în piept. Și nu spunea, nu se justifica cu nimic. Nu se lăuda cu nimic. Spunea, Doamne, ai milă de mine păcătosul. Aș vrea să vă spun, de câte ori citesc din cartea lui Daniel această rugăciune a lui Daniel, o înțeleg exact aceeași atitudine. Ai milă de mine, Doamne păcătosul. Ai milă de noi, spunea el, Daniel. Ai milă de noi și adu-ți aminte. Nu în faptele noastre, nu în purtarea noastră. Adu-ți aminte de bunătatea ta și mila ta, Doamne, și izbăvește-ți poporul. Nu-l mai lăsa de rușinea neamurilor. Aș vrea să vă spun, frați și surori, una dintre atitudinile care pe Dumnezeu l-a mișcat de pe scaunul lui de domnie a fost aceasta. Sinceritatea și curăția de inimă a lui Daniel. S-a recunoscut și și-a iubit poporul. Nu s-a sustras să se spună, voi cei bătrâni n-ați ascultat. Păi mine m-au adus aici de tânăr și nici nu știu de ce m-au adus aici. Și pentru că eu mi-am rezolvat situația, voi acum vedeți-vă de ale voastre și rezolvați-vă voi pe a voastră. Nu. Daniel suferea împreună cu poporul lui. Măcar că era la curtea împăratului. Aș vrea să vă spun un lucru, frate și surori, să-l înțelegi. Într-o zi, dacă ajunge cineva dintre noi, tinerii noștri, poate iau o șansă mai mare. Dacă ajunge într-o zi în locuri de responsabilitate sau ajunge în slujbe mari, aș vrea să vă spun ceva. Nu uitați pe Dumnezeu. Nu uitați pe Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de poporul din care veniți și aduceți-vă aminte de rugăciunea pocăinței a lui Daniel. Aș vrea să vă spun ceva, frați și surori. În al treilea rând, în această dimineață, Daniel proclamă dreptatea lui Dumnezeu. Daniel îi spune în rugăciunea aceasta, Doamne, ai dreptate să ne pedepsești. Și ni se cuvine să ne pedepsești. Daniel îi dă dreptate lui Dumnezeu
pentru comportamentul care Dumnezeu l-a avut față de poporul lui. Faptul că l-a luat din Israel și l-a dus acolo în Babilon. A îngăduit acest lucru. Daniel îi dă dreptate lui Dumnezeu. De multe ori, de câte ori nu suntem noi în probleme și în necazuri și spune, Doamne, dar mie de ce? Parcă aici n-ai lucrat drept? Nu vi s-a întâmplat niciodată ca să reclamați un lucru și să spuneți, Doamne, dar eu n-am meritat. Nu ești drept aici. Îl văd pe cutare, pe cutare, pe cutare, cum face și cum lucrează. Și parcă e binecuvântat. Și eu mă străduiesc atâta. Și parcă n-ai lucrat drept. Aș vrea să vă spun, Daniel, proclamă dreptatea lui Dumnezeu și spune, Doamne, Tu ai dreptate. Ai dreptate, noi am făcut așa și ni se merită să ni se umple fața de rușine. O atitudine profundă în pocăință. Nu știu până unde poți să te mai cobori în pocăință așa de profund. Să-ți spui, mie mi se umple fața de rușine să mi se umple. Pentru că merit soarta aici unde sunt. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, Tu, Doamne, ești drept, iar nouă mi se cuvine astăzi, să ni se umple fața de rușine. Nouă tuturor oamenilor lui Iuda, locuitorilor Ierusalimului și întregului Israel, fie ei aproape, fie departe, în toate țările în care i-a izgonit, din pricina fără de legilor de care s-au făcut vinovați față de tine. Și în versetul 8, din nou spune aici Daniel, Doamne, nouă ni se cuvine să ni se umple fața de rușine, dar nouă împăraților noștri, căpetenilor noastre și părinților noștri, pentru că am păcătuit împotriva ta. Aici Daniel acceptă pedeapsa lui Dumnezeu. Aici acceptă pedeapsa lui Dumnezeu. Dar aș vrea să vă spun. Nu se oprește aici Daniel. Nu se oprește aici. În prima parte recunoaște vinovăția. Să mărturisește înaintea lui Dumnezeu. El nu era preot. Daniel nu era preot acolo în țara Babilonului. N-avea nicio funcție spirituală mare. El era preot al lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă spun despre pocăința lui Daniel. Pe mine mă zguduie de câte ori citesc aceste cuvinte. Înaintea textului care s-a citit în dimineața aceasta, sunt câteva versete în capitolul dinainte. Și numai să vedeți la ce nivel de pocăință era Daniel. Și totuși el își recunoaște vinovăția înaintea lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, cu vreo două, trei versete înainte, că Daniel a avut o vedenie din partea lui Dumnezeu. Și era, spune el, omul Gavril, de fapt îngerul Gavril, a avut o vedenie și o descoperire așa de puternică și a avut o stare înaintea și cu Dumnezeu așa de bine strânsă, încât spune în versetul 27 din capitolul 8, spune așa, eu Daniel, să vă dăm bine de seamă, eu Daniel am stat leșinat și bolnav mai multe zile. Apoi m-am sculat, mi-am văzut de treburile împăratului. Eram uimit de vedenia aceasta și nimeni nu știa. Omul acesta trăia într-o pocăință și într-o legătură sfântă cu Dumnezeu. Foarte bine închegată. Și ceea ce pe mine mă uimește când citesc despre el, este că în versetul 3 din capitolul 9 care l-am citit, el spune un lucru foarte puternic. Să băgăm bine de seamă. Pentru că poate de multe ori și nouă ni se pare că pocăința noastră este la un nivel așa de înalt încât nu mai trebuie să facem nimic. Că suntem bine înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun, Daniel, să vă repet, a avut o vedenie așa de puternică cu Dumnezeu încât a stat leșinat după această vedenie. Și știți ce spune în versetul 3 din capitolul 9? Și mi-am întors față spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune și cere-L postind în sac și în cenușă. Omul acesta era la un nivel de pocăință înalt. Și totuși el spune, mi-am întors fața mai mult spre Dumnezeu.
ca să-L caut pe Dumnezeu în pocăință, în post și în cenuș. Întrebarea mea este, a fost ascultat Daniel? Am spus lucrul acesta, dar ar fi să-l intitulez, să dau un titlu mesajului meu dimineața aceasta. Ar fi strigătul pocăinței din țara Rugii. Ar vrea să vă spun că Daniel a fost ascultat de Dumnezeu. El își depune pledoria înaintea lui Dumnezeu și îi spune, Doamne, în versetul 15, și acum, Doamne, Dumnezeul nostru, Tu care ai scos pe poporul Tău din țara Egiptului, prin mâna Ta cea puternică și Ți-ai făcut un nume, așa cum este și astăzi, noi am păcătuit și am săvârșit nelegiuirea, dar, Doamne, după toată îndurarea Ta, abate-ți mânia și urgia Ta de la cetatea Ta, Ierusalim. Aș vrea să vă spun și mai departe. Putem să citim și în versetul 18. Spune aici Daniel, pleacă urechea Dumnezeule și ascult. Deschide ochii și privește la dărâmăturile noastre și la cetatea peste care este chemat. Nu spune a fost chemat numele Tău. Spune este chemat. El încă credea că numele lui Dumnezeu este acolo în cetatea Ierusalimului. Așa vor Sfânt avea de cetatea Ierusalimului. Și așa vor Sfânt avea de poporul lui și de locul de închinare unde Dumnezeu a zis, o să mă prezint tot timpul. Aici Daniel spune, ascultă Doamne, iartă Doamne, ia aminte Doamne, lucrează și nu zăbovi. Din dragoste pentru Tine, Dumnezeul meu, căci numele Tău este chemat peste cetatea Ta, peste robul Tău, lăudat să fie numele Domnului. Întrebarea mea este, frați și fiilor, a fost ascultat Daniel? Nu știu ce ar fi putut să facă mai mult și n-a făcut. Eu nu știu. Dar avem confirmarea în pasajul mai jos că atitudinea de rugăciune a lui Daniel a fost ascultată de Dumnezeu. A fost ascultată de Dumnezeu. Un tânăr care a fost dus în țara robiei și-a ridicat glasul nu pentru el, nu numai pentru el, ce ușor este să te rogi pentru tine. Ce ușor este să te rogi pentru tine. Dar să te rogi pentru toată biserica. Oare tot așa de ușor este? Daniel asta a făcut. El nu s-a rugat pentru el aici. S-a rugat pentru poporul lui. Pentru poporul lui Dumnezeu. Aceasta a făcut. O striga din țara robiei spre Dumnezeu. Pentru că știa că Dumnezeu îl ascultă. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune mai jos. Pe când vorbeam eu încă, deci pe când mă rugam eu încă, în versetul 21, în rugăciunea mea a venit repede în zbor iute omul Gavril, pe care îl văzuse mai dinainte într-o vedenie și m-a atins în clipa aceea când se aducea jertfa de seară. El m-a învățat asta de vorbă cu mine și mi-a zis, Daniel, am venit acum să-ți luminez mine. Când ai început tu să te rogi, a ieșit cuvântul și eu vin să-ți investesc. Căci tu ești prea iubit și scump înainte. Lăudat să fie numele Domnului. Dragi și surori, Daniel primește confirmarea din partea lui Dumnezeu. Tu ești un om scump și iubit. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea. Și dacă citim mai jos pasajul, veți vedea că Îngerul Gavril îi spune o să se împlinească așa cum, cum s-a prorocit. Poporul Israel, poporul tău, se va întoarce înapoi în țara lui. Dragii mei, frați și surori, poate am fost prea lung în dimineața aceasta, aș vrea să mă iertați dacă am fost prea lung, dar aș vrea să învățăm un lucru foarte important. În primul rând, să nu uităm să ne ferim de țara robiei. Noi suntem scoși din țara Egiptului de Domnul Iisus Hristos prin jertfa Lui. Ne-a dus din robia păcatului. Ne-a făcut niște oameni liberi. Ne-a dat cale liberă la Dumnezeu. Ne-a numit copii al lui Dumnezeu. Ne-a dat un nume. Și ne-a scris numele în cartea vieții. Este drept
ca să trăim o viață sfântă și curată și să călcăm pe urmele Domnului Iisus Hristos. Să ne păzim! Să ne păzim! Ca să ne abatem de la Cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când te abați de la Cuvântul lui Dumnezeu, să știți că robia păcatului nu este departe. Robia păcatului nu este departe. Și n-aș vrea ca cineva care a fost scos din robia Egiptului să fie din nou dus într-o altă robie. Apoi, aș vrea să vă spun, frați și surori, căci Dumnezeu este drept în toate judecățile Lui. Să nu-L blamăm pe Dumnezeu. Dacă câteodată vine peste noi încercări, vine necazul. Haideți să luăm acest model al lui Daniel. Un om care nu l-a blamat pe Dumnezeu. Un om care nu și-a blamat nici păstorul, un om care nu și-a blamat nici nevasta, un om care nu și-a blamat nici frață din biserică. Un om care a spus și eu să mi se umple fața de rușine. Haideți să luăm o astfel de atitudine. Și în felul acesta aș vrea să vă spun că eu cred că rugăciunile noastre vor fi ascultate. Aș vrea ca Dumnezeu să ne asculte rugăciunea. Dar m-aș ruga ca Dumnezeu să ne asculte rugăciunea. Dacă o pretenție. Nu din țara robiei. Nu din țara robiei. Am întâlnit oameni. Și frați și surori care au fost aici la noi, la Dumnezeu. Și s-au lăsat duși în țara robiei a păcatului. Și am auzit vorbind niște cuvinte care nu puteau ora. Un dor sfânt de Dumnezeu. Pe erau ținuți acum în țara robiei. N-aș vrea ca niciunul să ne ridică în glasul spre Dumnezeu din țara robiei a păcatului. Aș vrea să ne păstrăm așa cum spune Cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce am primit aici în casa lui Dumnezeu, frați și surori. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să mărească credința care este noi și să întărească nădejdea care a pus în noi. Știind că nădejdea aceasta nu înșală niciodată. Și ne duce în veșnicie cu Dumnezeu. Amin. Frate, să-ți rog timpul este înaintat. Vom încheia pe